la capitolul 16, citim de la versetul 13, pagina 942, Matei 16. Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? I-au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu, care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților, nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că el este Hristosul. De acolo, de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pântinească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor care să fie omorât și ca a treia zi are să învie. Petru l-a luat de o parte și a început să-l mustre, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Isus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, satano, tu ești o piatră de potinire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Vă puteți ocupa locurile. Vreau să stăm în fața lui Dumnezeu în această seară, și să ne punem această întrebare pe care deja ați văzut-o: cum putem deosebi vocea lui Dumnezeu de celelalte voci care sunt pe pământ? Vedeți, în pasajul acesta există același om, dacă te gândești fizic, e aceeași voce, aceleași corzi vocale vorbesc. Da? Aceeași gură, e gura lui Petru. Însă, prin el prima dată vorbește Domnul, e vocea Domnului și Domnul Iisus Hristos chiar îi spune nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Clar că este vocea Tatălui, este vocea lui Dumnezeu. Și nu avem dovezi că trece mult timp. Nu avem dovezi că se schimbă nici măcar ziua. Observați că e în același context, și când Isus Hristos începe să vorbească, și acum când vorbește Isus în versetul 21, ne este foarte clar că vorbește bine, corect? Da sau nu? A vorbit greșit Isus. Cine vorbea? Domnul? Da, vorbea Domnul. Și după ce a început să se audă vocea Domnului Isus Hristos, clar vocea Domnului, Petru l-a luat deoparte și a început să-L mustre. Vedeți, în orice mustrare e din vocea Domnului. În orice mod în care se vorbește în timpul mustrării e de la Domnul, e din vocea Domnului. E foarte dificil să distingi vocile când e aceeași persoană. Nu ușor să fii atent, să fii conectat, să înțelegi, vorbește acum Domnul sau vorbește omul sau, mai trist, cum zice Iisus Hristos, după ce l-a mostrat și a zis, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva, Iisus s-a întors și a zis, înapoi a mea, cine? Cine? Satanul. Vorbea prin vocea lui Petru, vocea celui rău. Prin gura lui, mesajul pe care îl transmitea Petru nu era mesajul lui Dumnezeu. Vă veți întreba în această seară, cum se poate una casa, frate Caleb? Cum se poate una casa? A vorbit Petru și Petru nu e oricine, e un ucenic, da? Nu vorbim despre un om dintre noroade, nu vorbim despre un necunoscut venit pentru prima dată la evangelizările organizate de Isus Hristos, vorbim de Petru, de omul care întotdeauna când vorbește, te aștepți să vorbească Domnul, să fie vocea Domnului. Dar uitați-vă că Petru nu veghează, Petru se uită la lucrurile pământului, Petru se gândește la binele fizic al Mântuitorului, la binele acesta temporar al sănătății lui. Adică, a zis: Pentru cum, Doamne, să fi dat tu la moarte? Cum adică să pătimești tu din partea bătrânilor și chiar culmea, chiar și din partea preoților celor mai de seamă? Dar și cărturarii care știu legea vor ajunge să te prindă, să fi dat la moarte. Nu se poate una ca asta. Și uitați-vă că Isus zice. Ai grijă, Petre, nu-i vocea ta. Nu-i vocea Domnului. E vocea diavolului. Așadar, în această seară, cum să deosebești vocea lui Dumnezeu de celelalte voci? Pentru că vreau să vă spun că de cele mai multe ori, când vorbește Domnul, există imitații, există voci care imită mesajul lui Dumnezeu. Există voci care pretind binele. Viitor al omului, cum era vocea aceasta, a diavolului, își dorea să nu ajungă Isus Hristos să moară, își dorea să nu ajungă să pătimească și ai fi zis din perspectivă umană, ce dorește Petru este de felicitate, este excepțional, domnule, să-și dorească să fie bine lui Isus Hristos. Dar uitați-vă că, de fapt, dacă s-ar fi întâmplat ce zicea Petru, înseamnă că niciunul dintre noi n-ar fi avut salvare. Asta ar fi însemnat că toți am fi mers în iad. Asta ar fi însemnat că Iisus Hristos n-ar fi pătimit, n-ar fi murit, n-ar fi fost îngropat, n-ar fi înviat, nu s-ar fi înălțat la cer și niciun om n-ar fi putut să fie mântuit. De ce? Pentru că numai prin Iisus Hristos suntem salvați. Așadar, e foarte important să înțelegem ce vrea să ne spună vocea lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem setați să ne gândim la prezent cel mult la câțiva ani în viitor. Și ne zicem, da, vrem pentru un viitor bun, pozitiv, sănătos, să fie toate lucrurile în regulă. Dar Domnul zice, ai grijă. Ce vrei tu, peste 10 ani, îți va duce faliment. E foarte important să deosebești vocea Domnului. Pentru că din perspectivă logică, din perspectivă umană, din perspectiva statisticilor, s-ar putea să greșești dacă acționezi. E foarte important să înțelegi dacă e vocea Domnului. Aș vrea să mă ajuți cu PowerPoint-ul. E foarte important să înțelegem ca și în observații preliminare că în, prim, în primul rând, vocea Domnului, vocea Domnului este de actualitate. Vocea Domnului nu vorbește doar în trecut. Vocea Domnului nu a vorbit numai în urmă cu nu știu câți ani, este de actualitate. Credeți că și astăzi vorbește Domnul? Amin? Credeți toți? Faceți un semn dacă credeți asta. Hai, vreau să vă văd. Da, credeți. Felicitări, foarte bine. Credeți că și azi vorbește Domnul, dar nu numai atât. Vocea Domnului nu doar că este actuală, vocea Domnului este audibilă. Azi, în prezent. Adică, inima ta, sufletul tău, viața ta, dacă sunt conectate la vocea lui Dumnezeu. Sufletul tău, mintea ta, gândirea ta, duhul tău, trupul tău, chiar timpanele tale, chiar pot să interfereze și pot să interceteze vocea Domnului. Vocea Domnului este audibilă azi. Vocea Domnului nu este audibilă doar pentru supersfinți, cum spun unii. Vocea Domnului nu este pentru oamenii care sunt undeva gățați în chilii, ca și Daniel Sihastru, și cum îl dau exemplu de foarte multe ori, sau oameni super izolați, care nu mai vor să aibă conexiune cu societatea. Nu, vocea Domnului vorbește și azi, în mod audibil, adică poate fi auzită de oricine dintre noi. Vocea Domnului întotdeauna spune adevărul. Nu spune o parte din adevăr, nu spune ceva din adevăr, ci vocea Domnului spune numai și numai adevărul. S-ar prea putea să te uiți la adevăr din perspectiva pământului, spuneam deja, și să zici, nu, nu e adevărat ce a zis Domnul. Dar dacă stai și analizezi lucrurile și lași să treacă timpul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru derularea acelui plan, o să-i dai dreptate lui Dumnezeu. Și o să zici, cu adevărat, vocea Domnului deține adevărul. Și numai vocea Domnului deține adevărul. Orice altă voce poate avea un adevăr. Un adevăr tăiat, trunchiat, manifestat într-un mod în care să fie frumos la văz și la celelalte simțuri, dar să nu fie adevărul. Vocea Domnului deține în exclusivitate adevărul. Ar vrea să vedem în această Seară câteva specificități, adică caracteristici, ceva specific pentru vocea Domnului, ca să putem să o deosebim. Cum deosebim vocea Domnului? În primul rând, vocea Domnului e scripturală. Niciodată Domnul nu va vorbi în afara Scripturii. Aici trebuie să fim foarte atenți cum interpretăm Scriptura. Da? Vă amintiți că la un moment dat la Domnul Isus Hristos au venit fiii lui Zebedei. Și ce au zis ăștia? Păi am încercat să intrăm într-o cetate cu Evanghelia. Și oamenii ăștia au zis, stop, aici nu intrați. Iisuse, avem o soluție. Avem și un argument aparent biblic. Te rugăm frumos, dă nevoie să poruncim, să se coboare peste ei foc și pucea, să-i carbonizăm. Să se știe toți că pe noi nu ne-au primit. Și că pe tine te au primit. Și ce le zice Iisus Hristos? nu știți de ce Duh sunteți călăuziți? Nu știți din partea cui vorbiți? Sunt momente care ei pasaje. De fapt, era un aparent pasaj scriptural. Da, pentru că știți foarte bine când au venit niște oameni reprezentanți din partea unui împărat la Ilie și au zis să facă anumite evenimente și așa mai departe la un profeta al lui Dumnezeu, a venit foc din cer. Au venit peste mai mulți, peste zeci de oameni. Și acum aici ce zic? Nu ne-au primit pe noi. Acum, pe lângă faptul că era o hermeneutică păguboasă, greșit interpretat, era acolo cazul. Dar uitați-vă că au luat ceva din Biblie și au extrapolat și au zis să facem asta. Așa se aplică faptul că unii consumă vin. Știți asta? Așa se explică, mai precis, faptul că unii trag la măsia. Așa se explică faptul că unii își permite narghileaua. Și spun, că nu scrie nicăieri în Biblie despre narghilea. Așa se explică faptul că unii își permit țigară electronică. Așa se explică faptul că unii vin și spun, frate, dar stai un pic, că din punct de vedere medical, bucata aia de slănină, de clisă, spuneți cum vreți voi, da? e mai păcuoasă alimentar decât o țigară. Și unii vin și spun, dar uite-te la ce a zis Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, bea și puțin vin pentru desele tale în Acum, eu le spun, dacă vrei să bei vin în numele lui Isus, ai boala lui, vrei? Vrei? Nu, nimeni nu zice amin. Cu ce e să zic amin, Doamne, de mă boală? Vrea cineva o boală? Trebuie să fie Trebuie să aibă un control urgent dacă vreau o boală. Înțelegeți? Ați înțeles ideea, da? Adică, scot din context. Ei nu înțeleg că este cu rol medicamentos și spun, da, normal, ne permitem. Ne, pormi, ne permitem o, o picătură de vin, ne permitem două picături, cinci, un păhrel mic, 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 ia un vin dimineața, este foarte bun pentru stomac, spun, medicii spun ei, deși nu prea am auzit de la medici asta, da? Înțelegeți? Adică iei un pasaj din Scriptură și tu vrei să-ți argumentezi un trai, un obicei, o pasiune, o dependență chiar. Că de dacă n-ar fi dependența, ai dat la o parte barul la de vin. Dacă n-ar fi dependența, ai dat la o parte narghileaua. Ai renunțat la lucruri care sunt interpretabile și pe buza prăpastii, aproape, aproape de iad. Că nu trebuie să fii departe de iad, e suficient. Să fii aproape sau departe. Depinde. Dacă nu merg pe direcție bună, e doar o chestiune de timp. Mare atenție! Vocea Domnului întotdeauna e scripturală. Așa că atunci când ne întrebăm dacă Domnul a vorbit, dacă e vocea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne punem următoarea întrebare. Găsim noi cel puțin două sau trei argumente biblice, pentru că Biblia spune foarte clar, Apostolul Petru scrie în epistola sa, nicio scriptură nu se tâlcuiește singură că oamenii n-au vorbit de la ei, n-au vorbit din experiența lor, n-au vorbit pe baza istoriilor care s-au derulat în viața lor, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânas de Duhul Sfânt. Și orice prorocie se interpretează printr-un alt pasaj biblic. Și ca să poți să creezi un principiu biblic, trebuie neapărat să ai două sau trei argumente. Cuvântul Domnului spune în Cartea Vechiului Testament, într-una dintre cărți și chiar mai multe, totul să fie pe mărturia a doi, sau trei martori, să nu fie neamuri, să nu fie uh, ușor de influențat și să fie cu credibilitate, cu o bună mărturie în viața lor. Un caracter frumos. Înțelege ce spun în această seară. Niciodată, niciodată Dumnezeu nu îți va spune permiteți să trăiești în păcat. Pentru că peste tine este o legătură demonică și dacă îți permiți să trăiești în păcat, legătura asta demonică pleacă. Există la ora actuală astfel de învățături. Învățături demonice. Învățături care se strecoară ușor, pe furiș. Și vin cu argumente aparent biblice. Și vin oameni și spun, mi-a descoperit Domnul că asta e realitatea. Tu ești căsătorit, nicio problemă. Domnul mi-a descoperit că trebuie să divorțezi și să te recăsătorești. Dar spune-o cu cine? Și este alarmant că oameni botezați, oameni care au intrat în procesul sfințirii, oameni care umblă pe drumul lui Dumnezeu, cred astfel de aberații, care nici pot, nu pot să le numesc sfaturi, aberații sonore pot să le numesc și învățături ale dracilor, le numește Sfântul Apostol Pavel. Ai grijă, ai mare grijă. Dumnezeu nu poate să-ți spună că e corect lucrul acesta. Spre exemplu, Biblia spune foarte clar: Dacă cineva și-a lăsat nevasta, să rămână singur. E vorba de deces. Și-a lăsat nevasta. Și acum vine cineva și îi spune: Mi-a vorbit Domnul că eu trebuie să mă căsătoresc cu acest bărbat care a divorțat, care, în fine. Înțelegeți? Nu poate fi biblic. Nu vorbesc de contexte în care oamenii au fost în lume, n-au cunoscut Harul Mântuitor și au venit și au prăbușit în fața Crucii lui Hristos și atunci, oarecum, li s-au șters trecut într-un fel, nu chiar de tot, pentru că sunt consecințe ale faptelor noastre care rămân și în prezent, chiar dacă ne-am întâlnit cu Isus Hristos. Aveți mare grijă. De ce să merg eu cu astfel de cauză înaintea Domnului, chiar la un proroc, și să pretind că Domnul îmi va spune altceva decât ce scrie în Scriptură? E ca și cum ai vrea să mergi în fața Domnului și să-ți spui, Doamne, e voie să mint. Dar scrie negru pe alb, de o grămadă de ori în Biblie. Nu minți. Nu te pune mărturie mincinoasă. Și tu mergi în fața unui proroc și știi clar că ce vrei să faci tu e minciună. Și tu vrei să asculți vocea Domnului. Și zici, Doamne, o, oh, spune că e voie să mint. De ce? Tu îți cauți un argument. Tu deja ai planurile puse la punct. Tu știi exact ce vrei să faci tu știi că dacă minți, câștigi, rezolvi, învârți, da? Și zici, Doamne, vreau cumva să spun sunas. Pun repede aprobare. Și trebuie să ar fi de să să zică, du-te pe drumurile tale. Du-te, că te vei nenorci. Cum mi-a zis unui împărat, mi-a spus Domnul că nu te vei întoarce în pace. Dacă tu vrei neapărat să mergi la război, du-te. Hai, drum bun. Și nici măcar nu s-a întors. S-a într-un sicriu, nici măcar nu să mai întors. Întotdeauna vocea Domnului e scripturală. Rețineți. Doi, foarte important. Întotdeauna vocea Domnului duce la sfințire. Are scopul ăsta de a ne sfinți pe noi. Niciodată vocea Domnului nu va vorbi ca să impresioneze. Niciodată vocea Domnului nu va vorbi ca să uh, camufleze păcatul, să ascundă ceva legat de păcat. Unii spun: Domnul nu descoperă păcatul pe față. Eu vă spun că nu e adevărat asta. Eu vă spun că Domnul poate descopere ce vrea El. Cum? Adică, eu sunt Dumnezeu, eu sunt Duhul Sfânt, eu sunt deasupra Lui, să-i spui ce să -ți facă. Vă dau cazuri, zeci de cazuri, în care Duhul Sfânt a zis pentru că ai făcut asta. Să știi că vei muri. Și un caz nou testamental. La doi soț soție, care au murit la interval de câteva minute. Anania și Safira. Nu credeți povești care spun, oh, Domnul, nu te descoperi, Domnul, mă te ridică, te ajută, te încurajează, spune, ai, ridică, te fii mai tare, mai tare, mai sus. Urcă, 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 pune și ca un balon mare și apoi te lasă în aer să zbori. Adică nică ei să ajungi. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Întotdeauna vocea Domnului cheamă la sfințire. În perioada aceasta este un simpozion teologic la Institutul Teologic Pentecostal din București, vă încurajez să ascultați acele prelegeri care sunt biblice, susținute de frați, cu învățătură sănătoasă, despre noua reformă apostolică. Când se promovează vocea Domnului, cu ghilimele vocea Domnului, de către acest curent, noua reformă apostolică, și se spune, Iisus Hristos te vindecă, indiferent ce bol ai, nu contează cine ești. Poți să trăiești în adulter, nu e problema, Dumnezeu te vindecă. Oameni care sunt lideri religioși, veți vedea asta, veți putea auzi dacă veți urmări și vă încurajez, pentru că este o învățătură sănătoasă. A fost marți seara de la ora 17, a seara de la ora 17 și în seara asta până la ora 9, puteți să le găsiți în arhivă pe canalul de YouTube al Bisericii Emanuel din Sibiu. Nu, niciodată vocea Domnului nu va vorbi în afara Sfințenii. Întotdeauna vocea Domnului va vorbi în favoarea Sfințeniei. Ai grijă. Dacă ceva din ce ți s-a spus nu te conduce la Sfințire, să știi că nu e vocea Domnului. Pot fi voci uh, profesioniste. Pot fi voci psihologice, pot fi voci uh, din partea New Age, pot fi voci din partea uh, psihologilor, a terapeuților, a psiatrilor, pot fi voci de tot felul. Uh, a gândi pozitiv, cum se spune, noua reformă apostolică. Nu-i vocea Domnului, ai grijă. Vocea Domnului întotdeauna, fără excepție, te conduce la sfințire. Rei. Vocea Domnului este o voce singulară. Adică, nu suportă ideea să fie completată de, o alt, de, o alt, de un alt fel de voce, de un alt tip de voce. Adică, Domnul nu va, nu va vorbi și va zice, hai că te las să completezi altcineva. Nu mai credeți în povești de genul că și diavolul e mai folosit din când în când de Domnul ca să-ți vorbească. Hai să fim serioși. Biblia spune foarte clar. Omul bun, spune Apostolul Iacov, poate ieși din același izvor apă și dulce și amară? dacă mergi la, la, la vâna izvorului, de unde izvorăște, și pui palma și o duci la gură într-o zi amară, într-o zi dulce? Dar nu se poate așa ceva. Adică, dintr-un izvor nu poate să iasă două tipuri de ape, da? De două categorii diferite. Și unii spun că dintr-un om care uneori e folosit Domnul, alteori nu. Ce poate când să vorbească Domnul cu diavolul? E adevărat că poate să nu vegheze ca și Petru, dar rețineți, nu e vorba de momente în care nu veghează și vorbește el, ci e vorba de un mesaj care pretinde că e profetic. Despre asta vorbim. Vocea Domnului oferă și cere singularitate. A fost oameni care și-au permis să întrebe nu numai pe Domnul, s-au dus și la Dumnezeu străini. Și Dumnezeu a zis, pentru că ai mers să-l chem pe Balzebul, pentru că ai mers să-l pe, Bal pe or, pentru că te-ai dus la Dumnezeu cronului, să deci știi că praf se alege de tine și viitorul tău este cu minus. Un împărat îi spune, nu mai are nicio șansă pruncul tău pe care ai încercat să-l pui înaintea Domnului dacă se vindecă sau nu, moare. Răspuns tranșant a vorbit Domnul. Domnul nu suportă duplicitate spirituală. Domnul nu suportă dualism religios. Adică și Domnul să vorbească, și altcineva să vorbească. Să-ți placă și cum vorbește Domnul, să-ți placă și cum vorbește omul sau diavolul, din diverse surse de la diavol. Vocea Domnului cere, impune singularitate. Este foarte frumos că vocea Domnului, în al patrulea rând, e o voce care presupune simplitate. Nu-i simplă, nu e o voce simplistă. Nu întotdeauna vorbește simplu, adică ușor de înțeles, dar întotdeauna presupune simplitate. Dumnezeu nu lucrează cu chestiuni sofisticate. Dumnezeu nu spune așa ceva care să nu înțelegi nimic din ce ai spus, cum se spunea într-un alt mesaj, și tu după aia să te gândești, mă, oare ce-o fost să zică Domnul? Domnul e clar, e limpede, e simplu. Când există vacarm de voci, o grămadă de voci care îți vorbesc în minte, să știi că acolo nu-i vocea Domnului. Când din toată îți vine să iei într-o direcție, după a schimbi direcția, iar n-ai pace, n-ai liniște, acolo nu-i vocea Domnului. Vocea Domnului e simplă. N-are nevoie de show de lumini, de o grămadă de chestiuni, de scene. Vocea Domnului e așa de simplă. Uitați-vă peste tot în Biblie la oamenii lui Dumnezeu. Uitați-vă cât de simple au fost ei. Uitați-vă la lisei, îți un Elisei, vă spuneam într-un alt mesaj, care dacă te uiți la proprietățile lui, un om mare de afaceri înainte, dar a renunțat la tot pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și acum are o casă, un sfejnic, o masă, o cameră doar, o masă, un sfejnic, un scaun și un bat. Câtă simplitate că vine Naman Sirianu cu, cu tot alaiul lui, de la distanțe mari. Omul să-i zice, du-te și spune-i. Mesaj simplu, să se scalde de șapte ori în râul Iordan. Nu zis să caute el un râu, pe nu știu pe unde, să... care vrea el. Nu, nu, nu. Nu zis, mi se pare că de patru, de cinci, hai să zicem de șapte. Nu, nu, nu. A zis simplu, clar, direct. De șapte ori să se scalde. Nici de cinci, nici de șase, nici de opt. De șapte ori să se scalde. În râu Iordan, nu în altul. Și pielea lui va deveni curată ca unui copil. Și simplu. Cei mai mulți dintre oamenii care erau în jurul Mântuitorului, și pentru ce l-au condamnat? Pentru că îi spuneau, e prea simplu ce prezintă Mântuitorul. E prea simplu, cum adică? Cum adică e așa de simplu? O grămadă dintre oamenii care nu cred în Biblie, în credința creștină, știți ce pretind ei și spun? O grămadă dintre oameni care trăiesc în tradiții, în forme, în religii, în sisteme religioase, să meargă până la muntele Atos, în mâini, în picioare, pe cap, nu știu cum, să aprinde lumânări, să se învârtă, să facă nu știu ce. Complică vocea Domnului, pentru că li se pare prea simplu, Domnule. Să crezi că Isus Hristos este Mântuitorul tău, să-ți imaginezi prin credință că sângele lui Isus Hristos de la Golgota a fost vărsat și pentru tine, să-ți recunoști păcatul, să-l regreți, să spui, Doamne, vreau neapărat să renunț la el și să primești iertare în numele Lui Isus Hristos. Se poate asta? Amin, Lăudați să fie în numele Domnului. Și oamenii spun, e prea simplă vocea asta, Domnule. Cum cu grămadă de oameni au spus că multe lucruri trebuie să facem. Nu, vocea Domnului nu e simplistă. Nu a fost simplu lui Iisus ca să o poată aduce pe pământ. Dar e așa de simplă Prezintă ta smerenie, atâta simplitate. Vreau să vă mai spun ceva într-un mod practic. Aș vrea să vă mai spun înainte de asta că vocea Domnului întotdeauna îl slăvește pe Dumnezeu. Niciodată pe om. Niciodată pe om. Când cineva vrea să-și ia meritele de pe seama faptului că a fost un instrument, a fost ca o trâmbiță, dacă îmi permiteți exprimarea și simbolistică, a fost ca o, ca o voce, un glas. Ce a zis Ioan? Au venit la el să-l intervieveze și au zis, mă omule, tu predici ca nimeni altul. N-am mai văzut așa predicator ca tine. Când predici tu, oamenii își lasă casele lor, familiile lor, renunță la, la joburi, nu pentru mult timp, pentru câteva momente și vin și ascultă Evanghelia. Își mărturisești păcatele, renunță la stările lor. Dacă nu vin falși, ca și farisei și unii dintre alții care au venit în prezența lui Ioan Bădezdoru. Și au zis, vreau să vedem cu ce putere faci tu aceste lucruri și cine te-a trimis. Cine zici tu despre tine că ești? Și omul să zice, eu sunt doar un glas. Nu ești tu Ilie? Deși Isus Hristos a mărturisit despre el că el este Ilie care trebuia să vină, el zice, nu, nu despre Ilie e vorba. Nu, nu mă pretind Ilie. Nu ești un proroc? Mai am o întrebare pentru tine, nu cumva tu ești Hristosul? Și aveam ocazia să spună, da, sunt cel care e cel mai aproape de Hristos. Nu, el zice, sunt glasul celui ce strigă în pustie. zici, calea Domnului, orice munte să fie coborât, ce smerenie la Ioan. Orice vale să fie ridicată, drumul să fie asfaltat perfect, pentru că vine Mântuitorul. Pregătesc calea Domnului, sunt un glas. Totdeauna m-am îngândurat la ideea că bărbatul ăsta a trăit 30 de ani în pregătire. Pentru ca șase luni să strige în pustie, rare ori a avut acces în spații așa frumoase, Vedeți, când a trebuit să meargă la împăratul, n-a mers el direct. I-a spus, duceți-vă și spuneți, știți cum l-a numit pe Irod, vulpia acelea. Uitați-vă că Ioan e decapitat și parcă viața nu-i dreaptă. Dar ce bine că toată viața lui a fost vocea lui Dumnezeu. Dacă îmi doresc ceva pentru mine și pentru tine, îmi doresc din toată inima să fim vocea lui Dumnezeu. Pentru că nu e așa de important ce zic oamenii despre noi, ce este important că prin ce facem noi, e înălțat numele Domnului. Întotdeauna vocea Domnului îl va slăvi în exclusivitate, numai și numai pe Dumnezeu. Când sunt înălțați oameni, când sunt înălțate sisteme religioase, când oamenii sunt aclamați, când meritele lor sunt arătate și scoase pe tapet, plecați de acolo, nu i vocea lui Dumnezeu. Când se creează show și când se întâmplă marketing, plecați de acolo, nu e vocea lui Dumnezeu. Când omul își ia haina și aruncă în dreptul cuiva să cadă pe spate, e omul, nu e vocea lui Dumnezeu. Am curajul să spun, Benihin, Paula White, Chris, din Africa, nu sunt vocea lui Dumnezeu. Vei spune, frate, că le, cum? Că le -argă o grămadă de oameni după ei. Nu sunt vocea lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu se numai pe Dumnezeu câțiva pași practici ca să poți să deosebești vocea lui Dumnezeu. În primul rând, ia un spațiu special pentru asta. Niciodată când trebuie să iei o decizie, dacă e vocea lui Dumnezeu sau nu, nu te grăbi. Când vine ceva și spune, acum e momentul, uite, e ora 9 fără 5, dacă până la fix n-ai luat o decizie să știi că ai pierdut trenul și trenul ăsta vine odată în viață, îți creează presiune pe tine și zice, acum, acum, repede, repede, spune îmi pare rău că trebuie să spun, nu e pentru mine trenul ăsta life un spațiu special în care să cauți, să analizezi, să cântărești, să te gândești. E vocea lui Dumnezeu. Este foarte important momentul ăla de analiză, momentul ăla în care stai și cântărești lucrurile, le treci prin aceste criterii. Este scripturală vocea? E bazată pe scriptură? Mesajul este biblic? Mă duce la sfințenie? Este o voce singulară? sau este ceva din trend, din modă, din ce se întâmplă acum pe mapamond și este extrem de popular? Este oare acea voce simplă, care lucrează în simplitate, dar o voce care aduce smerenie și dă har la final? Este o voce care slăvește pe Dumnezeu? ia timp de analiză. Să știi că deciziile nu se iau niciodată într-o oră. Deciziile nu se iau nici măcar într-o zi, deciziile importante din viață. Deciziile importante din viață trebuie să le acorzi timp, pentru că îți marchează în mod etern viitorul și poate veșnicie. Nu lua decizii în grabă. Nu lua decizii influențat de ce zic oamenii din jurul tău. Nici măcar școala la care studiezi nu trebuie să fie în funcție de ce zic oamenii din jurul tău. Ia-ți un timp de analiză în care să stai, să cântărești, să gândești, să te rogi să postești, vom vedea deja mai încolo. Doi, fir sârguincios. În căutarea asta a deosebirii vocii lui Dumnezeu de alte voci, fii foarte sârguincios. Dumnezeu nu lucrează cu oamenii care sunt superficiali. Dumnezeu nu lucrează cu superficialitate. Întotdeauna Dumnezeu vrea să lucreze în profunzime, în adâncimea subiectului. Fii sârguincios în rugăciune. Nu-i deloc greșit ca în fiecare rugăciune, dacă trebuie să iei o decizie, să stai înaintea Domnului și să spui, Doamne, pentru decizia asta, mă rog. Mă rog, Doamne. Să te rogi chiar așa atunci când trebuie să te rogi pentru a servi masă. Să nu-ți fie rușine asta. Bineînțeles că nu când ești în public, în, într-un într loc ascuns, unde ești poate doar singur, fiind student sau studentă sau elev, nu știu cum, se, ți se întâmplă uneori să fii singur chiar la masă. Roagă-te. Citește Biblia. Dumnezeu nu e obligat ca ori de câte ori deschis tu Biblia să-ți vorbească direct cum ai deschis-o. Uneori Dumnezeu va alege să vadă dacă ești corect și dacă parcurgi planificarea aia de citirea Bibliei, dacă te o citești cu consecvență, cu sărguință, cu atenție. Să cauți vocea lui Dumnezeu. Poate citești ceva din estera am deschis acum dintr-o dată. Și Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu îți vorbește de acolo. Poate Dumnezeu îți vorbește că există un plan mărșav, cineva vrea să-ți facă rău. Și Domnul îți spune, ai grijă, nu lua decizia asta. Când îți întinzi piciorul în direcția asta, să știi că te va prinde cursa dușmanului. Ai grijă. Fii atent. Fii străguincios, nu doar în citirea Bibliei, fii străguincios în disciplina anumită post. Legat de asta trebuie să vă spun că sunt surprins de faptul că unii postesc tot mai ușor. Am ajuns să înțeleg că există oameni care pretind că a mâncat doar zarzavaturi, un fel de post. Sunt surprins de faptul că unii spun că abia apă în timpul postului e un fel de post. Acum eu trebuie să vă vorbesc foarte direct, că așa știu doar și sper și cred și sunt convins că e vocea lui Dumnezeu. Vedeți? Noi vrem răspunsuri clare cu mișloace neclare înțesosate, pline de ceață și cât mai ieftin, frate. Cât mai ieftin. Adică să nu mă coste prea mult. Acum eu vă întreb. Când a zis Domnul Iisus Hristos acest fel de duhuri, acest soi de draci, nu este decât cu post și cu rugăciune. Ce credeți că o zis? Hai mă postiți cu cola, mă. Dacă bei cola într-o zi, nu mai nicio mâncare. Mă înțelegeți? Unii biau suc da, natural și zic că postesc. No, nu, i post. Postul nu poate fi altfel decât abstinență de la alimentație totală. Mai bine postești prin abstinență totală, adică fără să mănânci și fără să bei, șase ore pe zi, decât să postești 45 de ore cu apă. Ascultă-mă ce spun. Ai grijă Adică tu vrei răspunsul clare, tu vrei să se întâmple minuni în viața ta, tu vrei să se întâmple ceva supranatural, dar tu vrei cât mai ușor, frate, să nu cumva să simt că mă doare stomacul. Să nu cumva să simt că Adam se mai moaie, se mai smerește. Pe cum se iasă duhuri, de exemplu, de pornografie cu post cu apă? Ai o problemă într-un domeniu anume, postește, frate, postește, soră, dar postește biblic, de două ori, v-am spus că orice principiu biblic are două argumente, de două ori se scrie și că am deschis la Estera, nu întâmplător, exact în acel capitol care am deschis, spune Estera, să nu mănânce și să nu bea nimic trei zile și trei nopți. Ninivenii foși păgâni care se întorc cu fața înspre Dumnezeu, împreună cu împăratul, zic, nici animalele din graș nu vor mânca nimic și nu vor bea nimic. Până se va întoarce Dumnezeu și poate va lua o decizie să aibă milă de noi. Fi sărguincios în post. Constat că generația voastră nu prea postește. Eram într-un liceu teologic, nu vă spun în ce oraș, și la o clasă, la clasă de teologie, da? Am pus o întrebare la o clasă, dacă bine rețină noua, nu mai știu exact cât e de multă vreme, că am pus întrebarea asta, și am zis, vă rog frumos să închideți ochii, toți. Și nu erau obișnuiți că am vizitator, nu știam nu știau ce urmează să se întâmple, un pic s-a unii așa descentrat. Am zis, vă rog să închideți ochii că dacă nu, nu continui. Și au închis toți ochii. Și am zis, vă rog să ridicați mâna sus, câți dintre voi, erau vreo 30, postesc măcar o dată pe săptămână. Au fost doi. Și țineți minte că erau la profil teologic, adică oameni care în mod normal ar fi trebuit să fie cu Biblia în brațe. Că s au postit în ultima lună, au ridicat încă câțiva și apoi au rămas vă 5 din 30 care postesc. Pentru că lumea asta postmodernă ne vață să fim cât mai populari și să nu vorbim de lucruri pe care trebuie să le facem noi. Totul face Iisus pentru tine, frate. Iisus Hristos zice, am făcut deja totul. Tu trebuie să-ți auto-înfrânezi poftele tale. Fii sărgâincios în rugăciune, în citirea și studierea Scripturii, în post săptămânal, în prezența la biserică. Un alt lucru foarte important, un pas extraordinar, fi statornic, Fii statornic. Este de neadmis astăzi să-i spui da fetei și mâine să-i spui nu, când e vorba de căsătorie. Mă uit la fete că am zis de băieți. Este de neadmis. Adică tu să faci promisiuni legate de viitorul ei și să-i nenorocești viitorul, spunând da astăzi și spunând că Domnul ți-a zis. Și peste două săptămâni să spui nu. Asta se numește saturnicie, nu? Da? Așa o numim. Nu. Să fii statornic în deciziile tale. Niciun om nu are voie să spună, uite, dintr-o dată m-am trezit că nu mai vreau să fac asta. Cum ar fi că dacă Dumnezeu ar zice, nu mai vreau să lumineze soarele peste Caleb? Spuneam, Dumnezeu e statornic în ce trimite el, ploaie, zăpadă, tot ce există. Și dintr-o dată omul începe să fie pe nisipuri mișcătoare. Ai luat o decizie, frate. Înainte să o iei, analizează bine, caută vocea Domnului. Și dacă intervine păcat la mijloc, atunci schimbă ți -o. Dacă nu, respectă decizia. Fii statornic. Și ultimul lucru, fi sensibil la momente în care Dumnezeu vrea să fie spontan. Deși am zis de o perioadă, un spațiu de analiză, fi sensibil că uneori Dumnezeu, ca o săgeată, îți trimite un mesaj în inimă. Dar și atunci când îți trimite dintr-o dată, va trebui să verifici. E scriptural? Mă conduce la sfințenie? Este și presupune simplitate, smerenie, trece mai departe și este calificată această voce ca fiind o voce care e singulară, da? Este singulară. Nu e o voce care se schimbă, care are inflexiuni în voce, dacă îmi permiteți. E o voce care rămâne așa, îl slăvește pe Dumnezeu. Dacă da, ia decizia aceea, chiar dacă e dintr-o dată. Ia decizia aceea. Înainte să răspund la întrebări, simt că trebuie să facem o rugăciune. Știu că e târziu, veți avea posibilitatea, dacă unii dintre voi vă grăbiți, să vă retrageți. Dar simt că în seara asta Dumnezeu e aici, care fiecare dată, dar în seara asta e special pentru decizii care trebuie să se ia. Haideți să stăm în picioare. Aș vrea să stai înaintea lui Dumnezeu și să-i spui Domnului Doamne, cu ochii închiși, poate ca să te analizezi mai bine. Doamne, atâtea decizii poate că am luat care n-au fost pe planul tău. Tu știi bine ce decizie ai luat. Doamne, de atâtea ori m-am trezit că m-am apucat să mă duc pe un drum și nu era voia ta, Doamne. Doamne, m-am trezit prea târziu, am regretat, am plâns, am avut așa stări de frică că tu m-ai părăsit, că tu nu mai ești cu mine. Domnul este prezent aici să-ți spună, sunt gata să te ridic, sunt gata să te binecuvintez. Sunt gata să-ți fac claritate în mintea ta și vocea mea să se audă clar. Așa cum e o cântare, vocea lui se aude ca o voce inconfundabilă pe care să nu mai confunzi cu alte voci. Aș vrea rugăciunea asta să stai înaintea Domnului și să spui, Doamne, am mare nevoie de tine. Dacă ai nevoie în deciziile care trebuie să le iei, de o clăuzire clară, de un mesaj al lui Dumnezeu, poate Domnul să te ierte pentru decizii care le-ai luat așa, în grabă, în fugă. Nu să iei o decizie. Ți-a fost rușine să spui. Pui nu și ai zis da, dar n-a fost, fost nimic după voia lui Dumnezeu. a ascultat o voce care a trecut așa în grabă pe lângă tine și n-a fost un mesaj spontan al Duhului Sfânt prin cuvântul său pe care l-a avut de transmis. A fost un cuvânt de la oameni. Dacă este cineva dintre cei prezenți, dintre cele prezente care simte nevoia chiar acum să ne rugăm special pentru subiectul acesta în dreptul Lui, sau în dreptul ei, să fac un semn discret cu mâna dreaptă ridicată. Domnul este prezent aici să te vad. Mulțumesc tuturor care au ridicat o mână și sunt și alții. Domnul vrea să te atingă, Domnul vrea să te binecuvinteze. Vreau să stai înaintea Domnului, chiar dacă trecem de ora 9, chiar dacă va ajunge poate mai târziu de ora 9 și un sfert. Vreau să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau vocea Ta să se audă. Când îți închizi tu ochii, să simți că Dumnezeu este prezent lângă tine. Să spui, Doamne, te vreau pe tine lângă mine, vreau, Doamne, să mă debarasez de altfel de voci, de voci care mi-aduc discordanță spirituală, care, Doamne, mă duc într-o direcție greșită, Doamne. Vreau vocea ta întotdeauna, Doamne, vreau vocea ta să-mi vorbească clar, vreau să aud cuvântul tău cum vorbește, în toate domeniile, în toate uh, unghiurile și în toate perspectivele pe care tu le ai de planificat pentru viața ta. Domnule, se prezent aici să te asculte.